Da, da, domnul Popescu, bună seara. M-a sunat o doamnă. Dar cum s-a întâmplat? De la ce a luat foc? De la un buc de țigare, presupunem că aia, nu știm exact. Câte apartamente sunt distruse? 50. Câte? Adică, a, distruse cred că în jur de vreo 10. Palierul ăla, la etajul 2. Azi noapte ați fost evacuați? Da. Și unde ați fost cazați? La stadion. La hotel, stadion? La, da. Și astăzi v-ați întors și nu, am nu se venit, poate. Acum, aveți acces, nu? Să vedem. Bine, eu. Vine de la primărie. Păi nu a venit nimeni până la această oră? Nu, nu a venit nimeni. Nimeni din partea primăriei? Nu știu, că a venit acum, ce să zic. Eu stau a venit aici, cineva? La etajul 1, da, prăpăd. A venit cineva de la primărie? De la primărie n-a venit absolut nimeni. Nimeni, nimeni. Nimeni n-a venit. Nu interesează. A sunat o vecină pe domn primar? Și a zis că nu știe despre ce este bomba, nu... Înseamnă că nu l-a anunțat. Da, chiar nu știm da, ce să vă spun. Situație destul de... Vai, delicată. Exact. Ați fost evacuați? Este... când a mai fost? În 2016? 2016, în da. Septembrie, pe 29. Atunci un palier întreg. A mai fost o dată deflagrație. Atunci tot la fel s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Acum media a doua. Media TV, sunteți? Da. Eu v-am sunat. Da. Dacă urcați, nu se vede. Suntem vai de capul nostru, vai, suntem mai nimănui. Aveți acces? E, pot să-i urcui, dar... Vă rog numai să vă uitați aici, stați un pic ca să iau sticla asta de suc. Uitați cum am ieșit cu cutia de tratament afară, am urcat, mi-am cerut voi. Bagajul. Uitați-le de inimă, cu două infarcturi, cu două strânguri. Și eu cu bagajul. A venit, salvări, au venit, au mobilizat. Au intervenit, repede. A venit. Da. Acolo să depozitam mai ceva ca în groapa de gunoi. Unde, la acest apartament, la etajul 2? Acolo, da, unde e? La 2 etaj. Ce depozit au acolo? Materiale inflamabile? Inflamabile, plastice, ciolofane, gunoaie, ce să mai zic. Nu avea probleme de sănătate cu capul, cu aia. Pompierii știți cum au lucrat? Au la foc automat! Săracii de ei! La foc automat! Da, unul vomita săracul. Nu era să-i cadu în ciuc. Săracul. Ce? Nu, s-au luptat multe. Și ambulanța! Ambulanțele scurturi. Da, toți erau aici. I-a scos pe geam. Pe geam i-a scos copil de două luni. Pe scări, nu mai știa pe unde. Copii! Un copil mic de două luni l-a pus în pungă. Da. De rafie. În pungă de rafie și l-a scos, l-a dat că nu putea. Vă dați seama? Nu, s-a luptat săracii cu lumea. Este cu afectată și cealaltă fațada blocului? Nu, numai partea asta. Cara, cara, aia etajul 2. Da. Da. De la etajul 2. Avem care sunt la spital. Sunt la spital, sunt persoane internate? Sunt. Da, sunt la spital. Sunt 3-4. Sunt mai mulți. E Cosmeanu, e Țone, e Gelu. Sunt doar persoane în vârstă la spital? Da, 87 de ani. Am înțeles. 62 de ani. Dar nu aveți acces în scară? Nu, a urcat cu noi, am putut să... Nu, poți urca pe scară, dar nu ca să te desfășori, să zic așa, decât să știu să ții medicamente sau ce este necesar din casă. Dar nu ne dă voie. Că ți-e și frică, să urci. Instalată electrică e distrusă, totalitate. Nu mai de muncă mi-am luat. Au ars. Salut.